Voleibaliștii șimleoanii au un început de sezon catastrofal cu 2 înfrângeri, 1-3 în optimile de finală a Cupei României la LPS Piatra Neamț și 1-3 la Șimleu în prima etapă a diviziei A1 la volei masculin. Mâine de la ora 17 la Piatra Neamț, elevii lui Abraham vor să spele rușinea celor 2 înfrângeri și să obțină primele puncte din acest sezon. De cealaltă parte, nemțenii vin după o înfrângere usturătoare cu scorul de 3-0 în fața celor de la Unirea Dej, însă sunt foarte conectați la duelul cu voleibaliștii șimleoani și vor să le administreze a 3-a înfrângere consecutivă șimleoanilor. Înaintea partidei, LPS Piatra Neamț se află pe ultimul loc cu 0 puncte, în timp ce Phoenix Șimleu ocupă poziția a 9-a tot cu 0 puncte.